Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în fiecare seară vă propunem o altă temă de discuție. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe eșicherul politic din țara noastră și nemijlocit acțiunile pe care le întreprinde Partidul Platforma Demnitate și Adevăr în ultimele zile. Invitații ediției sunt Valeriu Reniță, jurnalist, bună seara și bine ați venit, și domnul Sergiu Ungureanu, activist civic, bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Domnule Reniță, către dumneavoastră aș vrea să vă adresez prima întrebare. Spuneți-mi, vă rog, în ultimul timp, în mod special în ultimele zile, au fost aduse tot mai multe acuzații din partea organizațiilor non-guvernamentale din domeniul media, dar și a societății civile raportate la modul în care s-au comportat, în mod special liderii acestora, în raport cu jurnaliștii și, dacă e să facem referire nemijlocit, un jurnalist pe nume Vadim Ungureanu a fost îmbrâncit și așa mai departe. Cum poate fi catalogate aceste acțiuni ale liderii? Este clar cum pot fi catalogate. Deci, de fapt, este dificil, pentru mine este foarte greu de înțeles atitudinea liderilor politici, de exemplu al lui Andrei și Vasile Năstase și chiar al lui Kiril Moțpan față de acest jurnalist care pur și simplu își făcea treaba. Eu înțeleg că el ar putea să nu le convină din anumite considerente, zicem chiar cu existență biologică. Mai există și așa ceva, adică există inconcidențe de astea, inconveniențe la nivel de chimie, de componența sângelui, dar asta nu înseamnă că trebuie să te năpustești asupra unui om. În genere, deci calificarea a fi un comportament absolut necivilizat. Din punct de vedere politic, eu nu înțeleg ce poate să le aducă bun, pozitiv acest comportament, pentru că se presupui că el avea nevoie de un anumit, adică să facă rating pe acest lucru, vine greu să cred, pentru că au suficient rating din cauza stăpânilor lor din Frankfurt, deci zilnic aproape mass media vorbește despre acest lucru, sunt în centru atenției, deci de ce au tăbărit ei cu atâta ură față de un om care, sigur, pune întrebări incomode. Sunt de acord. Dar, deci, dacă... Asta e și misiunea noastră a jurnaliștilor. Da, dacă... Este clară misiunea noastră a jurnaliștilor. Nu înțeleg de ce ei sunt atât de nepregătiți, liderii partidului, da. Vasile Năstase este jurnalist. Deci, știu că el, deci, este foarte gelos sau reacționează foarte dureros atunci când atentează cineva la libertatea lui de jurnalist. Și, deci, probabil că acest lucru, acest principiu îl aplică numai asupra propriei persoane. Deci ar trebui totuși să fie mai îngăduitor, nu numai cu jurnaliștii, cu toată lumea. Acum să ne imaginăm că acest partid vine mâine la putere. Dacă el are un asemenea comportament față de mass media și anumiți jurnaliști pe care îi cataloghează respectiv, au anumite motive, tot greu de înțeles, pentru ce se comportă așa cu jurnaliștii. Ce va fi dacă vine ei la putere? Adică unde va fi presa? Deci în ce anticameră va fi ținute? Domnule Ungureanu, în ce parametre poate fi catalogat acest comportament și dacă vina este poate undeva la mijloc, poate este ambelor tabere? Haideți să vedem, care e punctul dumneavoastră de vedere? Deci, ca să înțelegem ce se întâmplă, trebuie să vedem un pic mai adânc care este situația politică în Moldova și ce se întâmplă la noi în Republică. Atitudinea față de mass media s-a creat pe o perioadă îndelungată. Nu s-a creat de ieri, nu s-a creat de azi. Deci, uneori chiar mass media și-a creat aura aceasta de bună sau mai puțin bună în fața societății sau în fața anumitor lideri politici. Astăzi asistăm la o situație dureroasă, din punctul meu de vedere, în care mass media, practic, toată este aservită unui lider, un
deci cu mare influență atât din punct de vedere financiar cât și politic. Acest mass media are și valeții săi, are și anumite elemente care îi servesc și care își fac treaba uneori mai bine, uneori mai prost, dar trebuie să existe pe diferite ișchieri, deci și cei care fac profesional treaba și cei care fac mai puțin profesional, iar aceste lucruri nu pot să nu genereze tensiuni, pentru că mass media informează sau dezinformează uneori. Și atitudinea aceasta de informare sau dezinformare putea fi ascunsă doar până la un moment dat, când societatea nu era coaptă. Acum suntem într-o societate mult mai coaptă decât, hai să spunem, la sfârșitul anilor 90 sau începutul anilor 2000 sau chiar anul 2009-2010, când orice știre, orice venea de pe presă, se lua ca adevăr. Acum deja lumea poate să mai studieze, să mai analizeze. Se confrunte. Se confrunte. Și de fapt aceste tensiuni care este, sigur că sunt împotriva violenței sub orice formă asupra omului, deci toate lucrurile pot fi hotărâte în mod amiabil sau în instanță până la urmă. Dar se ajunge uneori la lucrurile astea, dar tot trebuie să vedem care sunt, este predestorul, cine a provocat, cine a mers până la urmă cu anumite situații și cu anumite comportamente nu prea adecvate, pentru că jurnalismul înseamnă nu a provoca pe cineva, jurnalismul înseamnă nu a veni și a deranja sau a face lucruri urâte chiar din punct de vedere moral sau din punct de vedere deci etic, ca să nu dăm exemple acum de unii jurnaliști sau activiști publici care de fapt s-au manifestat în societate publică nu chiar bine. Deci din cauza aceasta este vina și a acestui jurnalist care a avut un comportament nu tocmai normal, nu tocmai decent și care putea la un moment dat să evite acest. Există un cod deontologic până la urmă al jurnalistului care are anumite reguli și cei care nu respectă acest cod deontologic din punct de vedere al comportamentului său pot să aibă anumite situații. Rog, ce încălcări a codului deontologic a comis ungureanul? Păi, exact. A intrat peste acei lideri politici cu expresii și cu învinuiri nu tocmai bune, poate care au și provocat lucrurile astea care s-au... El a intrat în ușa unei instituții publice. Da, unde e vorba de Casa de Cultură din Cimișlie. Și a fost oprit și a fost maltratat. Deci, ca să spunem clar, nu maltratat, dar bătut. Deci a luat și peste cap, a luat și un picior în spate. Deci, și el a reacționat, cum s-a spune, dureros. N-am auzit din ceea ce era filmat cuvinte indecente la adresa... De fapt a fost unul atunci când a fost strâns tare. Dar asta deja se întâmpla nu în procesul propriu-zis a colectării informații, dar deja în procesul, hai să spunem așa. Ce a încălcat el? Asta este întrebarea. Că dumneavoastră spuneți că el poate fi bătut, așa trebuie nu să înțeleg. Nu poate fi bătut, din start. Maltratat, dacă cumva el are alte viziuni decât au liderii ăștia politici. Haideți să nu exagerăm în acest timp. Să vedem care este predistoria. Doar tocmai recent, nu foarte de mult, o săptămână, maxim două în urmă, au fost incidente în Piața Mare a Adunării Naționale, unde cu același jurnalist, cu aceleași lideri politici sau aceeași forță politică în care s-au intrat în conflict direct, iarăși a fost necesar să fie chemată poliția și iarăși s-a terminat, nu știu, cu un dosar civil sau administrativ, deci depinde de legislație. Și acum când există pericol și există posibilitatea ca să se întâmple iarăși lucruri nu tocmai dorite, jurnalistul trebuie să se conducă de anumite norme de etică și să înțeleagă, pentru că nu trebuie să provoace. Pentru că intrând în acea instituție publică, care este publică, nu neg acest fapt, și încercând să nu pur și simplu să intre așa pe neobservate, jurnalistul nu trebuie, deci rolul jurnalismului nu este de a influența procesul politic, ci doar de a-l vedea, doar de a-l monitoriza. Iar că atunci când se încearcă a influența și a se băga în seamă mai mult decât se cere, deci atunci poate să se întâmple și anumite lucruri excese de zel. Și nu, nici de cum nu spun că ei au avut dreptate, acei oameni care au încercat și l-au agresat, deci, din punctul acesta de vedere, dar să vedem și partea cealaltă a monedei, pentru că știind sigur că, deci poate mai mult ca sigur, la 90%, la 100% că se vor întâmpla lucruri nu prea frumoase, a încercat să dacă avea nevoie de informația, de exemplu, portalul TODMD, deci acesta lucrează, avea nevoie de acele informații, deci putea în orice moment să trimită un alt jurnalist, pentru că au un staff destul de bogat, putea să vadă din alt punct de vedere sau putea să dea anumite instrucțiuni. Dacă vine tot același jurnalist, vrea, insistă el să anume să vină, cel care a avut deja conflict, cel care probabil va mai avea conflicte, tot insistă să se meargă acolo, deci atunci trebuie să aibă un alt comportament, cel de țin din punct de vedere moral, uman, deci să nu provoace sau să stea puțin într-o parte, să vadă
chiar dacă vin să agresezi, deja să nu să fii total vina lor, dar aici a fost și vina celelalte părți, așa, hai să spunem. Vina pentru că a provocat? Da, pentru că a provocat. Pentru că a provocat și cum se pedepse, cum, deci... ar fi trebuit. Să... Nu că ar fi trebuit, nu. Deci, provocarea, cum o tratează, de exemplu, codul deontologic, eu nu știu la care vă referiți, dar la care vă referiți dumneavoastră. Provocare ce înseamnă din punct de vedere a codului respectiv deontologic la care vă referiți dumneavoastră? Crearea unor situații de conflict care în mod cert sau în mod aproape cert vor duce la tensionări și probabil și agresiuni nu doar verbale, dar fizice. Deci asta înseamnă provocare. Deci jurnaliștii foarte bine înțeleg arta cuvântului și înțeleg foarte bine când și ce cuvânt să spună și ce apariție să aibă. Asta nu învățăm noi activiștii publici, nu învață. Deci jurnaliștii foarte bine fac facultate pentru asta 4-5 ani. Nu știu, cred că domnul respectiv are facultate de jurnalistică dacă se pricepe la acest lucru. Nu cred că trebuie să ai neapărat facultate jurnalistică ca să colecteze informații și să... Modul cum o colectează evident, este... Da. Acum, dați-mi voie să vă spun că este o abordare foarte îngustă. Pentru că dacă să ne închipuim că un jurnalist în America Latină, pentru a colecta informații, trebuie să intre pe poarta unui cartel de narcodroguri, da? Deci... faptul că el încearcă să adune cumva informații și asupra lui să deschide focul este o provocare, nu? Este provocare. Normal, el dacă are acest simț de autoconservare și protecție, nu ar intra. Asta e vina ungureană, că nu are până la în limite decente în înțelegerea noastră, deci simțul autoconservării. El a îmbrăcat între timp o cască, dacă ați văzut, da. și un stan antiglonț. Păi, vedeți care este situația. În urma numeroaselor incidente care au avut loc, să vii iarăși în mod provocator, de gen provocări din astea, îmbrăcări speciale, camuflaje, uniforme și nu pur și simplu să... cum vin jurnaliștii la o conferință de presă, poți nici nu-i observi cât sunt de la ce canale, dar vine în mod evident să dea anumite întrebări și să... Probabil și liderii ăștia... Poate el, și data trecută la conferința de presă s-a desfășurat. Poate el este altfel, poate este un alt tip de jurnalist, mai agresiv, pentru că toți au cam, poate o bună parte și o bună parte din spectatori sau din cititorii noștri sau din consumatorii de informații s-au cam săturat, pur și simplu, deci să-l vadă pe jurnalist zgârind la ușă și dacă nu-i deschide, se întoarce și pleacă. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră că pot fi un fel de jurnaliști modești, pot fi un fel de ziariști care în genere își pot culege foarte bine informația de pe camere de luat vederi și scrie anumite lucruri și sunt alți soi de jurnaliști care sunt așa un pic, cum să vă spun eu, cum i-a spus Chirie Moțpan, că tulbură ordinea publică. Păi sunt anumite comportamente care nu sunt jurnalistice. Mi-a spus și un coleg, expresia a spus-o în rusă, pobregavski, dar nu știu cum ar fi echivalentul în limba română, dar care nu tocmai sunt jurnaliști, poate sunt un doar parțial jurnalist, fiind poate mai mult activiști de un anumit tip. Dar haideți să vedem jurnalismul cum care este de la RISE, cum este de la alte instituții media care fac anumite cercetări care necesită efort intelectual, efort jurnalistic, care nu spunem doar care descoperă anumite lucruri care nu le sunt. RISE-ul este în altă extremă. Deci RISE-ul pentru mine seamănă mai mult a intelligent service, dacă vreți. Sunt oameni care deci nu scriu o propoziție dacă nu au 20 de documente sub propoziția respectivă. Sunt astfel de jurnaliști, de acord, dar de ce să nu... Și care e mai de calitate? Nu știu, dar de ce să nu tolerăm deci tot ce este în grădina Domnului, dar numai ceea ce le place fraților Năstase. Aici vroiam să ajung, domnule Reniță, acest conflict a fost generat sau pornind de la faptul că domnul Gureanu cunoaște mai multe informații despre frații Năstase? A și făcut publice anumite informații? Eu nu cred că el cunoaște mai multe. El poate spune mai multe. La limita de care zice colegul meu, eu zic că e la limita provocării. Poate uneori o întrece. Asta nu le dă nici de cum dreptul celor care sunt vizați să răspundă în felul cum au răspuns. Pentru că ei au răspuns în așa fel încât cad sub incidența mă tem că codul e penal. Mă tem, dar nu asta este important pentru mine. Deci, părerea mea este că felul cum arată Ungureanu, fiind scund, fiind
fiind de felul lui mărunt, felul cum vorbește. Deci, adevărurile sau întrebările astea cu caracter agresiv uneori, care transpar sau care, pe care le sonorizează și le adresează el, le pară, deci, acestor tipi din partid provocatoare și deci ei nu înțeleg. Deci un om care în opinia lor este atât de mic sau care e nimic pentru ei, își permite așa ceva. Și fiindcă este mic și deci statura respectivă și fizic poate fi parcă agresat, deci respectiv ei au mers până acolo. Deci au folosit, dacă îmi dați voi, o metodă pe care se folosesc deci, anumite brute în izolatoarele de poliție sau în lagărele de concentrare. Numai acolo își permiteau, deci stratează omul în felul ăsta. Sau, mă iertați, altfel nu pot califica lucrul ăsta. Deci este un om cu factura lui fizică respectiv, scund, și tu dacă ai umeri mai mari și dacă deci, palma ori pumnul tău este mai mare, deci trebuie să lovești. Asta este argumentul. Nu este nici de cum un argument. Vă rog, domnule Ungureanu. De lucrurile astea, în mod sigur, au deraiat din mai multe puncte de vedere. Există o tensiune socială în societatea noastră foarte mare, creată de situația economică precară în care am ajuns, situația politică, de minciuna uneori din foarte multe surse mass media care ne spune că mergem bine, trăim destul de bine și tot mergem în fiecare zi mai sus, success stories și așa mai departe, care până la urmă se lovește de realitatea cruntă care spune că, uite, nu este așa, și anumiți exponenți ai presei care sunt văzuți ca exponența ai presiei aservite, au ghinionul de a suferi anumite situații nu chiar conforme, deci că nu sunt ei vinovați pentru situația, dar servesc anumite mass media care creează această situație și în mod sigur au, așa să spunem, bănuiala foarte mare că sunt aservite liderului sau oligarhului care deține astăzi întreaga Moldova. Deci, și din această cauză, anumite tensiuni și lucruri care nu plac societății se revarsă asupra lor. Iar dacă să vorbim despre curajul jurnalistic și despre factura omului de a merge până la urmă în adevăr, de ce n-ar încerca să sape și în direcția cealaltă, să vadă care sunt... Deci a spus de multe ori despre stăpânii acelor lideri politici, deci nu vreau să intru, nu țin nici cu unii, nici cu alții, dar pur și simplu încerc să observ de la mijloc, așa undeva dintr-o parte, care este... Se vede, dacă omul dorește să afle adevărul, adevărul poate fi și de cealaltă parte, să-l încercăm să-l aflăm, care este puterea sau forța care stăpânește astăzi cea mai mare parte. Vreau să vă întreb. Ultimele barometre de opinie publică arată că atunci când vorbim de nivelul de încredere raportat la platforma DA, el a scăzut cu 25%. Acest lucru, în viziunea dumneavoastră, este datorat și comportamentului, aș îndrăzni să zic, neadecvat al liderilor acestora, al membrilor, al lipsei de comunicări eficiente cu media? Parțial, poate într-o măsură mai mică. Oricum, presa, așa spun, de stat, i-aș spune, dar că fac o paralelă cu perioada sovietică, când era un alt regim. Deci presa, care este cea mai mare parte acum într-o anumită mână, face din aceasta un tantan foarte mare și încearcă să scoată cât mai multe dividende politice. Dar cred că liderii platformei DASH, însă și mișcarea aceasta, pierde acum din altă cauză, pierde din cauza ineficienței, din cauza slabei activității lor, din cauza mai multor vorbe decât fapt. Deci se stăruie să păstreze așa o anumită limită decentă, limită legală, pe când se observă clar că cealaltă parte, jucătorul sau adversarul lor, nici de cum nu respectă această limită legală și legile sunt scrise doar pentru a fi încălcate. Deci nu poți să învingi într-o asemenea joc și poți să întinzi un pic această luptă, dar între timp îți vei pierde susținerea și electoratul. Deci, din cauza că nu au făcut măsuri mai energice atunci când puteau să le facă aceste măsuri și atunci când puteau chiar și să încalce un pic această lege care este impusă. Uneori. Domnule Reniță, vă rog să vă pronunțați. Eu cred că... Cum se explică pierderea din credibilitate? Pierderea se explică, în primul rând, din cauza că au fost date în vileag sursele de finanțare. Deci ele, de fapt, și mai de mult fusese transparentizate, dar acum au fost date în vileag cu nume, cu anumite, mă rog, înscrisuri bancare, cu anumite personaje care au participat la spălarea banilor și așa mai departe. Deci lucrul ăsta, sigur că lumea l-a înțeles, l-a perceput, a înțeles că, de fapt, în spatele
deci unor lideri așa care apar spăsiți și unești la rampă, stau pur și simplu alți jucători politici puternici care sunt în stare să financeze orice fel de campanie. Raportat la ceea ce ați spus dumneavoastră, liderii imaculanți, dacă aș putea utiliza un asemenea termen, în ce măsură putem vorbi și despre liderii platformei DA, în contextul în care averile acestora au fost discutate iarăși de reprezentanții media și s-a văzut că o bună parte dintre ele nici nu sunt scrise pe propria persoană, ci pe mama, cazul Năstase raportat la casa pe care o deține. Tocmai asta vroiam să spun. Poate o parte din datele astea care sunt servite, cu adevărat încă nu și-au găsit argumentarea documentară, dar oricum lumea sigur că și-a revăzut anumite și-a revăzut atitudinea față de acest partid și față de finanțatorii acestui partid. Eu aș vrea pur și simplu, pentru că colegul meu a vorbit despre presă în general și ce generează anume asemenea conflicte, de unde apar ziariștii, ca să-i zicem, să le spunem așa cum le-a spus colegul, aserviți. Nu este vorba numai de cazul unui trus de presă la care probabil dumneavoastră vă referiți. Toată presa, din păcate, și din vina noastră a jurnaliștilor, a fost pe parcursul unui pătrar de veac partajată. Asta și din motive obiective, de exemplu, pentru că nu avem o piață adecvată unde s-ar vinde atâtea produse media. Deci produsele media sunt, de acord, diverse, dar sunt prea multe și nu-și găsesc toate... Deci nu-și găsesc locul potrivit. De aceea au fost mass media au fost preluate de anumite grupuri politice, financiare, au fost partajate și sunt folosite în lupta politică. Mai mult, ori mai puțin. Acum jurnaliștilor sigur că le vine greu în asemenea mediu să se mențină în limita codurilor deontologice de care vorbește colegul meu, pentru că este un adevăr că niciun ziarist, ori niciun redactor șef nu va merge împotriva politicii editoriale, dar, sincer vorbind, nu mai va merge împotriva patronului său. Pentru că când îți alegi libertatea, așa se spune, că libertatea o alegi atunci când îți alegi patronul. Deci, în funcție de ce patron ai, asemenea, deci, acțiuni vei întreprinde. Da, și limitări de libertate vei avea. Asta este cadrul general în care... Considerați normală această situație? Nu, sigur că nu o consider normală. O consider chiar undeva mai proastă decât dumneavoastră v-ați referit la regimul sovietic în care eu am activat ca jurnalist. Poate libertatea noi am avut din 1985, când s-a început perestroica, și până în 94, când deci, a intervenit în viața politică sistemul de partide. Deci a fost... Nu-i normal. Dar, deci, trebuie să ținem cont de asta. Și, deci, să nu tratăm, deci, un jurnalist într-un fel și alt jurnalist în alt fel. Trebuie să ținem cont în ce mediu trăim și trebuie să ținem cont de faptul că fiecare jurnalist are un patron și are o politică editorială pe care trebuie să o respecte. Fiecare. Pentru că veți vedea și, deci, trustul de presă care susține partidul, da, și este finanțat de sub. Nici el niciodată nu va îndrăzni să vorbească împotriva fraților Năstase, ori împotriva verilor, în ghilimele, țopă. Eu vroiam, domnule Ungureanu, să vă întreb. Astăzi, pe rețelele de socializare a circulat tot felul de viziuni. Unele dintre ele susțineau faptul că, de fapt, războiul cel mare se dă între adevărații proprietari ale acestor instituții mediatice și unii jurnaliști, cum remarcăm și aici, în virtutea diferitor circumstanțe, au a suferi. De ce apare întrebarea firească, întrebarea pe care o adresez? De ce nu apar la rampă acești proprietari care se așeze la masa discuției, chiar îi invit cu această ocazie, poate și la noi în studio, și să clarificăm unele lucruri? Pentru că asta și este sensul jocului lor politic, a se ascunde și a face toate lucrurile acestea prin alții, ca la un moment dat să poată scoate o figură
curată, imaculată, în ghilimele vorbind, sau chiar ei să iasă, în calitate de președinți, premieri sau cine mai știe ce. Deci lucrurile astea sunt evidente pentru ei, mai puțin evidente pentru majoritatea populației, și de aceea încă mai credem în povești din astea, iar din păcate am ajuns un teren de luptă în care diferite grupări oligarhice, poate, deci diferite, așa spunem, pentru că toți au în spate pe cineva, pentru că, cum a spus și colegul, nu este posibil astăzi în Republică, deci că iată s-a ridicat cineva și hai că am găsit că în spatele lui stă cineva, dar cum în Republica noastră, care este, toți spun, este un stat capturat, știm noi cum, știm când, dar cum în această Republică este posibil să apară cineva fără să aibă o forță de susținere? Deci nu este posibil. Și imediat ce apare cineva, deci ideea este să căutăm cine este cel care îl susține pe acel cineva care merge împotriva sistemului. Și atunci îi vom ataca acele, hai spunem, surse sau rădăcini sau... Deci lucrurile astea deja au devenit ca un fel de matematică foarte simplă pentru un anumit nivel care le înțelege și o matematică mult mai complicată pentru marea majoritate a oamenilor care sunt consumatori de presă, presă de care o au, care o prind două, trei canale de stat sau nu de stat, deci care sunt în marea majoritate a localităților noastre și prea puțin timp pentru a sta, pentru a analiza și pentru a vedea care este adevărul și unde totuși se ascund acele elemente care ne spun nouă ce se întâmplă cu adevărat în țară. Pentru că, da, sunt finanțări și dintr-o parte și din alta și noi suntem, deci ar trebui poate discos la rampă, ar trebui de schimbat un pic legea presei pentru ca să nu se ajungă la asemenea lucruri. Dar haideți să nu uităm ce s-a întâmplat cu jurnaliștii de la Canal Unit care au fost închis. Jurnaliștii de la, în timpul protestelor din aprilie 2009, un canal, nu țin minte care canal, mașina a fost răsturnată, devastată, deci așa mai departe. Deci, la care liderii de atunci ai opoziției tolerau lucrurile astea și spuneau că este destul de bine. Chiar și liderii noi ai Moldovei au tolerat destul de bine cu închiderea anumitor canale de presă care nu erau convenabile la momentul acela, perioada 2010-2011, când s-au închis mai multe canale care, spun așa, care nu erau convenabile. Deci, lucrurile astea au fost tolerate și acum s-a ajuns în lucrul acesta. Deci, da, liderii, din păcate, nu numai liderii, dar și organizațiile jurnalistice care erau menite să apere, să protejeze drepturile jurnaliștilor. Ei tot nu au scos atunci. Mi-aduc aminte foarte bine de lupta asta pentru NIT sau contra NIT. Unii și mi-aduc aminte foarte bine că au tăcut absolut toate și NIT-ul n-a fost închis prin instanță de judecată. NIT-ul a fost pur și simplu presat să închidă gura. Este adevărat că sunt aici subtexte, dedesubturi, poate nici patronul nu-și dorea prea mult să continui pentru că era vorba de cheltuieli, dar luăm cadrul legal. Domnule cadrul Reniță, legal. Recent un editorialist de la noi spunea o chestie foarte interesantă, frații Năstase au venit în politică cu mai multe schelete în dulap. Cât de periculoase sunt aceste schelete și dacă ele într-adevăr sunt mai multe? Aș vrea să spun... Deci, un lucru. Dacă vorbim de un stat capturat, pentru că trebuie totuși să vedem, să ajungem odată și odată să dăm definiții bazate pe aspecte științifice. Dar totuși, dacă îl considerăm capturat, el îl consider capturat chiar din capul locului din 91, atunci când s-a trecut de la un sistem de altul, de la un sistem sovietic la altul democrat, care nu a mai devenit, din păcate, democrat și s-a bazat tot timpul pe un sistem clientelar. Asta este unul. Și, din păcate, dacă considerăm că acest stat este așa cum am spus și ăsta este sistemul, deci eu nu văd azi, practic, niciun partid antisistem. Deci sunt partide care pur și simplu luptă pentru putere, pentru a înlocui pe actualii guvernanți. Asta este și obiectivul fiecărui partid, de a accede la putere. Absolut, dar nu este, deci nu văd în mesajele lor, în comportamentul lor, apropo și de ceea ce i s-a întâmplat jurnalistului Ungureanu, nu văd că ei ar fi partide antisistem. Nu văd în programele lor, nu văd în voința lor, nu văd în oamenii ăștia care ies la rampă și vorbesc, că într-adevăr știu și pot construi altfel de stat. Dimpotrivă, de multe ori, și am scris despre asta, oamenii din partidul DAC când ies la rampă, când vorbesc, de fapt utilizează paradigme absolut, chiar uneori sovietice. Da, eu, deci, nu vreau să numesc acum, să dau nume, dar anumiți lideri spuneau chiar la începuturi, deci abia, deci lua
era în toiul mișcării aceste protestatare. Spuneau că cine este împotriva deci mișcării, da, sunt împotriva poporului, deci aproape într-un mod stalinist. I-am criticat în câteva rânduri, dar nu ia foc. Deci oamenii, pentru că oamenii sunt produsul sistemului respectiv și nu sunt antisistem. Ei nu sunt, pentru că forțe antisistem acum practic ar fi imposibile, pentru că suntem într-o situație în care depindem atât de mult de finanțările astea exterioare, de influența externă, care în exterior vrem s-a creat un sistem deja mai bine sau mai puțin, și deci este un sistem. Dar ce facem cu cultura politică? Cultura politică trebuie să o dezvoltăm, trebuie să o creștem, trebuie să educăm în primul rând oamenii. La noi a scăzut dramatic, a scăzut educația tineretului, educația copiilor începând. Deci foarte puțin mai citesc, foarte puțin mai înțeleg ce se întâmplă. Și de aceea creștem o generație de oameni care vor produsul gata, vor punctul pe ei, vor totul să le fie misticat și dat de gata. Și din cauza aceasta riscăm să ajungem într-o situație când nu vom mai avea inteligenție, nu vom mai avea niciun om care să poată să înțeleagă în țara asta ce se întâmplă sau să conducă. Deci presa care se consideră că este o putere și este puterea a patra. Bine, aici pot să mai spun că s-a autodefinit ca puterea a patra, nu știu de ce, pentru că știu puterile se aleg de către popor, iar presa deja s-a făcut, nu știu de unde a apărut. Deci dacă se consideră presa puterea a patra, deci trebuie să lucreze pentru popor și pentru interesele popor. Trebuie în primul rând să le înțeleagă, dar nu împotriva poporului și să dea informația corectă. Iar atunci când lucrul acesta nu se întâmplă și când există suspiciuni, nu spun acum că chiar este preluat un anumit portal sau nu. Deci există suspiciuni de a fi preluați, de a fi aservit cuiva, înseamnă că, și sunt evidente când nu mai pot fi ascunse, aceste lucruri răbufnesc într-un anumit fel. Deci noi nu trebuie să ajungem la situația în care nu conducem noi, dar ne conduce presa, ne conduce, deci să avem presocrație. Noi trebuie să avem democrație în care trebuie să știm fiecare ce responsabilități avem, iar cei care ne informează trebuie să aibă și o anumită responsabilitate asupra mesajului pe care îl dau. Pentru că mesajul acesta dăunează noi. Dar instituțiile statului și liderii politici, care de regulă sunt generatorii de evenimente, ar trebui să fie deschiși pentru a ne furniza această informație. Sigur că ar trebui să fie deschiși și ar trebui să aibă și ei o cultură de înțelegere a ceea ce se întâmplă. Și dacă cineva vrea să provoace sau vrea prin aceasta să-și facă un anumit rating, nu zic acum de anume de acest caz, au mai fost cazuri, deci în decursul istoriei politice a Moldovei, ultimii 20 de ani, au mai fost cazuri când s-au ciocnit verbal și nu doar verbal, jurnaliștii cu oamenii politici, deci să nu uităm chiar cazurile primilor activiști care au apărut. Deci, dar lucrurile acestea trebuie să tratate un pic altfel ca să nu li se dea, nu știu, apă la moară adversarilor politici, pentru că fiecare în această greșeală care a platformei, da, este folosit de adversarii politici. Deci pe lângă, cum am mai spus, inactivitatea sau activitatea prea slabă, puțin energică, pentru ca să ai un rezultat palpabil, trebuia să fie niște acțiuni mult mai energice, mult mai clare, mult mai, poate să spunem așa, cu o anumită asumare de risc. Deci oamenii poate să tem să-și asume riscul, vor să păstreze așa anumită feierică sau mitica cale legală, când calea legală nu există într-un stat care am spus că este capturat. Domnule Reniță, ONG-urile de media și-au exprimat punctul de vedere și-au cerut Ministerului de Interne să reacționeze. Potrivit codului penal, acești agresori pot primi o amendă de până la 6.000 de lei sau până la 2 ani privațiune de libertate. Vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere, ca un jurnalist cu experiență. Se poate întâmpla ca acești agresori să fie trași la răspundere? Domnul Ungureanu spunea ceva raportat la istoria jurnalismului din Republica Moldova, cel puțin eu cunosc un caz când o ziaristă de la o publicație, ce e drept, acum vreo 10 ani, a fost lovită cu o rangă de fier și cazul a fost clasat și nu s-a mai soluționat. De ce vă întreb? A fost, da, mai sunt cazuri. A fost și înainte acestui caz, cred că la începutul anilor 90, au fost tot maltratați ziariști. Nu mă interesează dacă frații Năstase nimeresc ori nu la închisoare, ori poate vor presta deci muncă în serviciu public. Poate o merită, poate o merită, nu zic, dar nu mă interesează. Eu cred că din punct de vedere politic ei au fost destul de bine și accentuat sancționați. Vă spun că și faptul cum s-au comportat ei cu ziariștii, pentru că nu-i vorba numai de Ungureanu. Dacă vă aduceți aminte la acea conferință de presă de pomină, când deci domnul Andrei Năstase își permitea să întrebe jurnaliștii dacă au soveste, dacă au mamă, deci câte cărți au citit și așa mai departe. Deci reacția jurnaliștilor, a tuturor jurnaliștilor, a fost pe potrivă și ea a fost transmisă ca semnal
deci consumatorilor din informație. Eu cred că ei vor fi în continuare sancționați pentru că de la conferința de presă, de la deci încăierarea din piață unde a fost din nou lovit Ungureanu și până la Cimișlia, deci nu a trecut, a trecut ceva timp, da? A trecut ceva timp și ei comportamentul nu vor să și-l schimbe. Probabil că nu pot ieși din anumite tipare sau, cum ați spus dumneavoastră mai devreme, deci nu au cultura politică respectivă. Mă tem că ei vor termina-o lamentabil, nu neapărat la închisoare, din punct de vedere politic. Ăsta este scopul lor. Scopul lor este să parvină, din punct de vedere politic. Nu cred că vor reuși. Domnule Ungureanu, mai avem 4 minute în cadrul acestei emisiuni. Vreau să vă întreb un lucru foarte simplu. În contextul în ceea ce spunea domnul Reniță, trebuie să vedem penalizarea pe care o va da electoratul și după aceea putem vorbi despre faptul dacă s-a învățat sau nu această lecție, sau acești lideri ar trebui să fie înlocuiți, ar trebui să iau o decizie raportată la asemenea cazuri, pentru că foarte mult s-a discutat despre capitolul ăsta. Da, aici putem lua de la măsurile cele mai extreme până la măsurile cele mai moi, deci să vedem cum poate cel mai indicat din partea lor, cei care au participat la acest episod, la acest incident, să vină ei singuri să plătească. Atunci când a fost lansată platforma, se spunea că se vine cu o clasă nouă politică, cu oameni noi, nepătați, cu oameni care vor face adevărate reforme. Exact. Asta se avea în vedere? Și poate ar trebui ei acum să dea dovadă, să spună că uitați-vă, venim fără ca să aștepte decizia instanței, să plătească acea amendă, dacă este amendă, sau să recunoască într-un fel oricare. Asta ar da un pic de plus din punct de vedere politic, dar aici trebuie să atragem atenția și la comportamentul jurnalismului în general în Republica Moldova, pentru că observăm că foarte mulți jurnaliști uneori au impresia că ei reprezintă opinia tuturor cetățenilor, a poporului, chiar și la lucruri mărunte, chiar să vedem. Unele mijloace auto ale televiziunii își permit să se parcheze unde vor, cum vor, deci în mijlocul traseului, deci lucruri care practic mie ca posesor de automobil trebuie nu știu unde să caut, dar ei își permit orice, deci uneori jurnaliștii și uită, așa, hai să spunem, ceea ce pentru ce lucrează, ceea ce ar trebui să facă. Nu vreau să spun că aici e cazul jurnalistului de la Today, deci vreau să spun că, în general, jurnaliștii să cunoască că nu sunt ei acea forță a patra, deci care trebuie să facă orice. Deci să fie anumite limite de decență și de comportament, care iar discuti poate și de aceste situații. Și atunci nu ar discuta de ce se agresează jurnaliștii de către politicieni sau invers. Domnule Reniță, care este adevărata relație între frații Țopa și acest nou partid de Demnitate și Adevăr? Pentru că dânșii spuneau că chiar dacă sunt în relații de rudenie, nu mai mențină relații atât de strânse. Am putea face o deducție logică, am putea merge pe ideea că aceste acțiuni, într-un fel sau altul, sunt coordonate de la Frankfurt? Sigur că în pofida multor materiale care sunt destul de sugestive și au apărut destul de des pe anumite canale, totuși trebuie să fim atenți atunci când încercăm să dăm o estimare sau o catalogare din punct de vedere juridic. Eu nu m-aș apuca acum. Adică ce vă spun eu nu este neapărat deci argumentat juridic, dar i-am văzut deja de atâtea ori împreună. Deci și în film și în fotografii am văzut anumite viramente de bani care de fapt dau de bănuit, mai mult decât dau de bănuit, că este vorba de spălări de bani. S-a făcut chiar și s-au folosit rudele în cazul ăsta. Vă spun drept că nu cred că oricărui om normal sau oricărui creștin îi vine greu să vorbească despre cazul ăsta, cum a fost folosită mama lui Andrei Năstase în niște scheme financiare. Deci rămâne 100 pe... 100 de mii, dacă da, nu știu, memoria a fost trasera. 1.500.000, da. Deci rămâne pe conștiința celor care au făcut operațiile astea. Dacă lucrurile astea nu putem spune azi că sunt demonstrate, ele dau de bănuit. Ele dau de bănuit că lucrurile nu sunt așa cum le prezintă, nici pe departe nu sunt așa cum vor să le prezinte frații Năstase sau Țopa. Este clar
că, de exemplu, frații Țopa deci finanțează un anumit trust de presă. Este clar că acest trust de presă este aservit deci fraților Năstase. Și eu cred că aici poate fi pus punct și de înțeles ce politică și pe ce bani se face această politică de către partidul DA. Domnule Reniță, domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și de a veni cu aceste explicații. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună în continuare. Pe curând!